Crăiasa zăpezii de Hans Christian Andersen. Era odată un vrăjitor răutăcios. Unul dintre cei mai răi era chiar dracul. Și vrăjitorul acesta a făcut o oglindă. Dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot ce era mai frumos și bun, dacă se oglindea în ea în aproape că nici nu se vedea. În schimb, tot ce era mai urât se vedea în oglindă foarte limpede și chiar mai urât decât fusese. Cele mai frumoase priveliști în oglindă parcă erau spanac fert și cei mai buni oameni erau în oglindă urâcioși sau ședeau cu capul în jos. Fețele lor erau așa de schimonosite că nu le puteai cunoaște și dacă de pildă cineva care avea o alunică pe obraz se uita în oglindă, alunica creștea și îi acoperea tot obrazul ca o pată neagră. Dracul zicea că asta e foarte nostim și de haz. Când îi trecea cuiva prin minte vreun gând bun, în oglindă se arăta un rânjet. Așa că, desigur, dracul vrăjitor se bucura de născocirea lui. Toți cei care umblau la școala lui de vrăjitorie, fiindcă trebuie să știți că avea o școală de vrăjitorie, spuneau în toate părțile că s-a săvârșit o minune. Ziceau că abia acum se va putea vedea cum arată lumea într-adevăr și oamenii. Umblau în toate părțile cu oglinda și în curând n-a mai rămas nicio țară și nici un om pe care să nu-i fi schimonosit oglinda aceea. Într-o bună zi s-a gândit el să se urce și în cer cu oglinda, ca să râde de îngeri și de Dumnezeu. Dar cu cât se urca mai sus în văzduh, cu atât oglinda tremura și se strâmba și de-abia mai putea să o ție. S-a urcat tot mai sus și mai sus și oglinda s-a strâmbat așa de tare și a tremurat așa de cumplit încât i-a alunecat din mâini. A căzut pe pământ și s-a spart în mii și milioane de bucăți. Dar acum oglinda a pricinuit nenorociri și mai mari, fiindcă unele bucăți erau cât un fir de nisip și au zburat duse de vânt peste tot pământul și au intrat în ochii multor oameni și cei cărora le intrau în ochi cioburile acestea vedeau toate lucrurile schimonosite sau nu mai gândeau acum decât sucit și întortocheat, pentru că aceste cioburi păstraseră toate puterile rele pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu câte un ciob chiar în inimă, și inima lor s-a prefăcut deodată într-un bulgăr de gheață. Unele cioburi erau așa de mari, încât unii și alții le-au luat și au făcut din ele geamuri. Dar ferească Dumnezeu să te uiți la vreun prieten prin geamurile acestea. Alte cioburi au ajuns ochelari, dar cei care purtau acei ochelari vedeau strâmb și judecau nedrept. Dracul râdea să plesnească de toate aceste năzbâtii. Și mai erau încă multe cioburi în lume. Vedem noi îndată.